Într-un top al alimentelor purtătoare de noroc pe care este bine să le mâncăm în noaptea de Revelion, pe lângă struguri, este musai necesar să consumăm pește sau produse din pește. Deși este un obicei relativ recent la noi în țară, românii îl respectă cu strictețe, fie din superstiție, fie pentru că au auzit că așa e bine. În Giurgiu, cu o zi înainte de Revelion, pescăriile au fost la mare căutare, pentru că, așa cum se spune în popor, cine mănâncă pește va fi ușor tot anul viitor. De Revelion se mănâncă pește. Știți de ce? Probabil să fie mager ca peștele, nu știu. E o chestie, dar sigur nu știu. Dar sunteți tentată să luați pește? Da, pentru pește mă uitam de păstră, dar văd că nu are, că e mai bun, nu are oase. Să fie ușor ca peștele, să mergi înainte ca peștele, peștele niciodată nu dă înapoi. Asta e. Să nu mănânci găină, că-ți grâm ca găina, niciodată. Și porcul te cam îngreunezi. Dacă peștele e cel mai sănătos. Peștele e cel mai sănătos și așa, și așa, cum ai luau. Da, asta e totdeauna. Peștele, da, nu, nu, să merge înainte cum merge peștele. Așadar, la Giurgiu, pește a fost din abundență pe piață, iar prețurile au variat de la un comerciant la altul. Astfel, un kilogram de plătică proaspătă s-a vândut cu 5 lei, un kilogram de novac cu 6 lei, unul de somn cu 25 de lei, un kilogram de crap costă 15 lei, iar unul de caras 6 lei. Pe lângă faptul că peștele este preferat de Revelion pentru că aduce noroc, acesta este și bogat în omega-3, cu foarte multe beneficii pentru sănătate.